Întâlnirea dintre autorități, suporteri și conducerea lui Poli a fost amânată. Cele trei părți se întâlnesc sâmbătă, deși întrunirea fusese programată inițial pentru ziua de joi. Decizia care se va lua mâine poate să fie, nu vreau să spun cuvinte mari, dar poate să fie crucială și esențială vis-a-vis de viitorul acestui club. Deși mai e doar o lună până la depunerea dosarelor pentru licențiere, Gheorghe Chivorchean susține că timpul e de ajuns pentru ca autoritățile să sară în ajutorul clubului. Dacă se vrea să rezolve un lucru, să fiți convins că e nevoie numai de câteva ore. Dacă nu se vrea, ne vom întâlni încă o lună de acum încolo. Constantin Ostaficiuc este singurul care nu și-a dat acordul de principiu că va participa la întâlnirea care ar urma să decidă viitorul Politehnicii.